3. Numele meu este Narcis Teodorescu și bine ați venit pe canalul Școala de Trading. Ideea acestui canal este să învățați cum se face trading și totodată cum să aveți mai multă încredere în voi și cum să fiți cât mai siguri în ceea ce faceți. Bun, vreau să vă arăt ceva în legătură cu Bitcoin. Vă povesteam eu acum ceva timp că în spate la tot ceea ce vedem noi și cel mai important indicator pe care oamenii niciodată nu prea le iau în seamă. De ce? Fie că nu-l cunosc, fie că nu înțeleg că de fapt asta e cea mai mare putere a lui. Da? Bun. Haideți să vă explic care este acel indicator. E Fibonacci Retracement. Deci este un indicator atât de puternic încât o să vedeți că o să schimbe jocul. De ce spun lucrul ăsta? Haideți să vă spun de ce. A fost respectat în atât de multe cazuri încât nu, oamenii nu înțeleg că are o putere atât de mare încât să le putem vedea total diferit. Da? Și o să vă arăt câteva exemple logice. Da? În istorie, da? Mergem puțin în istorie, da? În urmă, și o să încercăm să analizăm cu Fibonacci Retracement. Bun. Adică ce vreau să vă spun? Este posibil ca 30.420 60618 Fibonacci să fie nivelul minim care a fost atins de Bitcoin până acum, anul ăsta, și de aici încolo să meargă decât în sus. Eu știu că voi vă așteptați să ducă la 20.000, la 15.000, la 10.000, posibil să aveți o surpriză și cu totul că poate mulți o să ziceți că, domne, omul ăsta poate nu știe ce vorbește sau nu știu, da? E o chestie care mi-o asum. De ce? Fiindcă uitându-mă în istorie, uitându-mă în spate, realizez că exact asta s-a întâmplat de fiecare dată. Bun, acum dacă nu mai apare un nou val, dacă nu mai cade bursa, dacă nu se dărâmă planeta, e posibil orice. Dar într-o piață cât de cât puțină normalitate, cam ăsta ar trebui să fie finalul. Da? Adică cel mai jos nivel. Deci, repet, știu că poate mulți o să ziceți, domne, să înșeală sau te înșeli. Bun, o să vă arăt de ce cred eu asta, da? Bun, repet, nu sunt bullish, nu sunt bearish, doar vă spun o realitate pe care o văd, atât. Nu am nicio legătură, nu spun într-o anumită direcție, doar ce văd, da? Bun, și haideți să încercăm, să ne dăm seama ce vrea să fac. Bun, și o să observăm. Pentru chestia asta trebuie să luăm Fibonacci Retracement, da? Îl luăm de aici în a treia căsuță, da? Dăm pe el și îl trasăm de jos în sus. Da? Se trasează de jos în sus. Ca să vedem cât are o monedă corecție. Și o să observăm. De când a fost 3100... Exact de aici, 3120 sau ceva de genul. O să observăm corecția a avut loc fix până la 0.618. Tot timpul o să fie un plus minus. Tot timpul o să fie un plus minus. Puțin, dar în principiu aici se oprește. Da? 0.618. Prima dată, deci ăsta a fost primul caz când s-a oprit la 0.618. Vedeți clar, da? Corecția și apoi a plecat. S-a întors. Ștergem Fibonacci Retracement și mai luăm încă o dată. Tot la fel, îl luăm de jos, deci prima dată l-am luat de jos în sus, da? Acum ar trebui să luăm de când a plecat, de când a rupt triunghiul, exact de aici de jos, în sus, da? E deja trasat. De când a avut impulsul, practic de când avem impuls până în vârf de tot. O să observăm că fix, da? La 0.618 suntem acum, da? Dar vreau să vă arăt o chestie. Fibonacci Retracement, da? Dacă luăm de sus în jos, ăsta este Fibonacci. O secunde. Vedem cât va avea creștere. O să observăm că nivelul 0.618 este un nivel care se cheamă Golden Packet. Este un nivel critic. De ce? Când ajungem la nivelul ăsta, majoritatea vând. Ori vând, ori cumpără. Când este creștere, vând. Când este pe corecție, cumpără. Da? Caz concret, a ajuns aici și a vândut. Dacă trasăm încă o dată
Da? De jos în sus, acum observăm că la 0,618 iarăși s-a cumpărat și s-a întors. Dacă îl trasăm iar de sus, l-am trasat mai devreme. De sus în jos, observăm de la corecție la 0,168, exact aici s-a oprit, da? A rupt triunghiul și a creat alt impuls, da? Deci respectă, deci nu este nimic întâmplător, asta vreau să vă spun. Și a rămâne surprins, da? Să vedeți că chiar respectă și de data asta. Și acum ce vreau să vă spun? Mergem un pic mai aproape, da? În ce sens? Haideți să mergem pe Belix, că vă arăt ceva acolo. Vă povesteam eu zilele trecute ceea ce s-a întâmplat ieri, da? Lumânarea de astăzi încă nu s-a închis, la 3 noaptea, dar vă povesteam de suportul ăsta critic. Ăsta e un suport critic, da? Gândiți-vă că suntem exact pe Fibonacci aici și exact pe suport. Dacă avem o lumânare exact ca asta, da, și o avem deja. Este deja închisă. Asta e o lumânare închisă. Da? Asta s-a închis pe data de 21. Da? Asta a fost lumânarea care a avut puterea și are puterea să întoarcă trendul. De la volum până la creștere. Până să vede cât de mare. Da? Este o lumânare foarte puternică. Ceea ce o să vedeți de astăzi încolo sunt șanse foarte mari. Chiar dacă mulți spun nu, domnule, că tot în jos merge, că tot sunt șanse. Sunt șanse foarte mari ca trendul să întoarcă și ăsta să fie fundul. Da? Chiar dacă mulți or să spuneți, domne, că nu, că nu e așa, că suntem în bear market, că mergem, nu. Credeți-mă, 0,618 este un nivel critic. Balenele aici cumpără. Deci o să vedeți că nu o să-l lase să coboare sub nivelul ăsta. Așa că eu cred, da? Deci cu tărie cred că nu o să-l mai vedeți aici. La 30 de mii nu o să-l mai vedeți anul ăsta. Părerea mea personală, cu orice e posibil. Da? Dacă respectă, repet, dacă trăim într-o lume în care respectă Fibonacci, ceea ce l-a respectat tot timpul, nu înțeleg de ce nu l-a respectat și acum. Gândiți-vă că toți cei care vorbesc nu au o bază reală, adică, bun, coboară, coboară, dar de ce? Definiți-mi unul sau spuneți-mi unul, domnule, de ce? Motive. Deci eu vă spun motive, da? Deci motivul pentru care o să oprească aici, ăsta e un motiv clar. Da? Și o să vedeți, o să realizați lucrul ăsta. Doi, motivul pentru care s-a oprit aici, da? Era încă o dată nevoie, o dată Fibonacci și doi, clar, suntem pe trendul ăsta, da? Pe suportul ăsta, ia uitați, nu, până nu l-a atins suportul ăsta, nu s-a oprit. Aici. Și încă o chestie, ca să dovedească că așa e, a avut nevoie de o lumânare cu volum foarte mare ca să facă un bounce la aici. Da? Gândiți-vă că linia asta verde, trendul ăsta, este trasată de mine, da? Din 2018, de când am avut corecția aia, de când a început bull market-ul, practic. S-a terminat corecția. Da? S-a terminat corecția și a început bull market-ul. Bull market-ul aici a început. Da? Se vede clar cum aici a capitulat, a fost la cel mai mic nivel, mă refer, și a plecat. Și de aici fiecare linie are un rol foarte bine definit. Fiecare linie în parte, nu există una trasă fără logică. Și de atunci au fost trase și respectate blană, da? Fiecare linie în parte. Deci fiecare, când s-a ajuns la 41, da? Se vede clar. Da? Se vede clar până unde trebuie să urce. Se vede clar când a rupt suportul, se vede clar când a luat rezistență, se vede clar unde o să oprească ca rezistență, pe linia asta, linia roșie. Da? Deci trebuie să înțelegeți că totul în spate este matematic și este la vedere, nu este nimic, doar că nu vrem noi să vedem lucrurile clare sau credem că nu e așa, dar vă spun că în principiu așa e. Deci asta e o părere a mea personală care eu cred și cred că cam asta a fost nivelul cel mai jos la care a putut să oprească, da? Repet, trăim într-o lume nebună, orice e posibil. Mai apare, nu știu ce, tulpină, nu știu chestia. Dar în principiu, ca de borsa, ca de nu știu ce. Dar în principiu, eu sunt foarte încrezător în teoria asta, da? În scenariul ăsta, foarte încrezător.
În zilele următoare o să vedem ce se întâmplă. Până atunci nu avem de unde să ne dăm seama niciodată. Ceea ce e posibil să întoarcă Magdiu, e posibil RSI-ul să rupă, pe Daily e posibil când în final să zicem că am rupe. Deci aici încă nu... Suntem exact fix în el s-a închis. Da? Asta pe data de, pe ziua de ieri. Pe ziua de astăzi observați că l-am rupt. Dar e foarte important să vedem dacă chiar îl rupem sau luăm iarăși rezistență cum l-am luat de 7-8 ori. Chiar de 9 ori. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. E 9 ori. Da? E 9 ori. El ținem. O să cadă înapoi, adică respinge. E posibil orice, repet. E posibil orice. Dar teoria mea, eu așa cred. Eu personal așa cred. Nu spun că am dreptate, nu spun că n-am dreptate, eu atât cred. Iar Fibonacci, credeți-mă, este unealta cea mai importantă și cea mai respectată și balenele exact. O să vă spun dacă vreți un filmuleț despre Fibonacci, care l-am ascultat eu primul filmuleț despre Fibonacci din 2010-11, când spunea că ceva ce o să vă uimească și o să vă facă să vedeți lucrurile exact cum le văd eu, da? Bun, cred că o să las link-ul în descriere să vă ajute. Bun, încă o chestie, vreau să vă spun, scopul acestui canal este educativ. Scopul acestui canal, tocmai de-aia am spus școala de trading crypto, adică cumva să vă învăț cât mai mult și să învățăm toți, da? Cum stau lucrurile și cum putem să profităm de lumea crypto, da? Vă mulțumesc pentru susținere, vă mulțumesc pentru tot. Dacă aveți nevoie de orice, puteți să-mi scrieți, aveți numărul meu de telefon acolo. Orice chestie vă stau la dispoziție. Vă doresc o zi bună și baftă în trading!